Bună, mă numesc Gelu Hangană, sunt profesor, sunt mândru că sunt profesor. Și interesant este că meseria a venit de la sine, ca și o stare de energie, ca și o stare de spirit. Nu m-am gândit niciodată ce o să fac când o să fiu mare. Și astăzi am ajuns în situația de a analiza și de a da niște rezoluții apropo de evenimentele care se întâmplă, bune sau rele, în sistemul de învățământ și în școala în care predau. Îmi amintesc de scrisoarea unui soldat american din timpul războiului de independență, găsită la piept, care spunea că i-a cerut lui Dumnezeu să-i dea tot ce este mai bun, iar Dumnezeu i-a dat ceea ce îi trebuie. Mă rugam în primii ani de învățământ să ajung la cea mai bună școală, să pot să mă înțeleg cu copiii mei, să pot să învăț de la ei și să pot să-i și învăț în același timp. Și Dumnezeu mi-a îndeplinit ruga. Dacă ceea ce se întâmplă în școală este bine sau rău, nu cred că este atributul meu. Eu aș putea să vă spun cum mă simt eu în școală și cam ce fac. Mă simt ca și peștele în apă și fac ceea ce orice dascăl cu calități, cu păcate, cu defecte, cu rutina muncii de zi cu zi reușește să împlinească prin voința celui de sus și a celor de prin prejur. În fiecare zi învăț câte ceva de la copii. Pentru că am șansa să am cei mai buni copii din țară în fața ochilor și în același timp cred că pot să le transmit lucruri. Simt starea asta care apare interesant o dată de două ori pe semestru. Nu numai este o rutină, iar din când în când ajungi să-ți atingi limitele în sensul cel mai bun al cuvântului. Păcatul nostru este că noi nu discutăm cu elevii care pe moment pot fi încântați, pot fi derutați, pot fi vexați, ci discutăm cu proiecția lor în viitor. Iar rezultatul muncii noastre se observă după 10, 15, poate 30 de ani, atunci când lucrurile se pun în matcă. La fel cum se întâmplă, scuzați paralela, cu marile genii ale lumii, deși noi avem un rol mult mai mic. Ca să dau două aprecieri pentru tema aleasă de sondajul pe care podcastul îl face. În școală se întâmplă lucruri bune. Există o efervescență în care toată lumea, profesori și copii, sunt angajați și muncesc după puterile lor. Iar rezultatele care sunt după implicarea lor. Iar faptul că școala noastră pe care o reprezint este între vârfurile educaționale ale României arată că ceea ce se întâmplă la școală este bine. Sunt foarte multe lucruri de aranjat, însă sunt alți factori care pot decide. Deci susțin campania podcastului Generația lui John în legătură cu evenimentele care se întâmplă în școală, adică spune pe bune ce se întâmplă la tine în școală. Seară plăcută tuturor!